La fiecare an, Andy are idee foarte bune și construiește ceva extraordinar. Anul ăsta e un pic mai repede, așa e mai ușor pentru, pentru amatori, dar și pentru profesioniști e foarte spectacular. Oamenii pot să merge, participanți pot să merge cu mai multe viteză. Și la, la zile de, de off-road suntem 4 zile în cetățul Sibiu, cetățul Albă și Vâlcea. Avem aproximativ 500 de kilometri de trasee, 4 clase, începător, Iron, Bronze și Silver. Și la clasă Gold sunt cel mai bun enduriști în lume. Care este cea mai dificilă porțiune pe traseul montan? Fiecare zi sunt niște urcări și coborâri grele. La prima zi începe în în județul Vâlcea, în Râul Vadelui. Acolo avem un o urcare grele Titanic. Sunt mulți. Aproape 10 urcări pe zi sunt foarte dificili. Dintre competitori la clasa Gold, cine are șansele cele mai mari? Cred că Medianga are o șansă mare, el pot să merge cu multe viteză, dar sunt cel puțin 6-7 ce pot să câștig. E luptă strânsă.